Domnul Berța astăzi a câștigat 2-1 în fața echipei Unire Alba Iulia, și ați reușit să întoarceți rezultatul în ultimele 10 minute ale partidei. Cum a fost jocul de astăzi? Da, cum ne așteptam, foarte greu. Eu am spus și băieților, întâlnim o echipă tânără care aleargă, este foarte bine așezată în teren de către antrenori și ne așteptam la un meci foarte greu. Cum a fost? Suntem în ritm de joc oficial, dar una peste alta, dacă am și câștigat, cu atât mai bine. Deci prefer să jucăm mai puțin bine și să câștigăm decât invers. De ce a lipsit astăzi creierul echipei Tănase? Da, Tănase din păcate a hotărât să nu mai facă parte din lot. Este o hotărâre a lui împreună cu familia lui și din păcate nu mai face parte din echipa noastră. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi și îi doresc mult succes în continuare. Mulțumim și multă baftă!